ultima oră premierul Viorica Dencil solicit de secretizarea protocolelor încheiate între SRI și alte instituții ale statului. Prim-ministrul Viorica Dencil solicit public de secretizarea protocolelor încheiate între SRI și alte instituții ale statului. Iată comunicatul primit de Stiri pe surse.ro. Având în vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru funcționarea României ca stat democratic în care funcționează separația puterilor în stat, precum poziția oficială exprimată astăzi de administrația prezidențială, premierul Viorica Dencil a solicitat de secretizarea protocolelor încheiate între SRI și alte instituții ale statului. Solicitarea prim-ministrului se bazează pe prevederile legale potrivit cărora se interzice clasificarea ca secrete de stat a informațiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor administrative, limitarii accesului la informațiile de interes public, restrângerii ilegale a exercițiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezarii altor interese legitime. Potrivit legii, desecretizarea sau trecerea la un alt nivel de secretizare a informațiilor secrete de stat se realizează de împuternicii și funcționarii superiori abilitati prin lege să atribuie niveluri de secretizare, cu avizul prealabil al instituțiilor care coordonează și controlul măsurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate. În situația protocoalelor de colaborare între SRI și alte instituții ale statului, persoanele care au dreptul să declasifice respectivele informații sunt conducătorii instituțiilor semnatare, care, în spetă, au și calitatea de autoritate desemnată de securitate. Potrivit articolul. Din legea 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, s-a asigurat coordonarea, la nivel național, a tuturor programelor de protecție a informațiilor clasificate, se spune în comunicatul remis, stiri pe surse.ro.